Pomenirea morților de anul acesta din Sâmbăta Rusalilor am făcut-o aici la cimitirul soldaților români care au murit în primul război mondial între lunile ianuarie-martie anului 1917, fiind aduși în acest pământ în anul 1924, când acest cimitir devine pământ românesc prin donația pe care a făcut-o statul francez regatului României în acea vreme. La această pomenire au participat și domnul consul al României la Strasburg, atașatul militar pe lângă ambasada română din Paris, primarul orașului Sulzmat, precum și un reprezentant al armatei franceze, care fiecare la rândul lui au depus și coroane de flori. Această pomenire a fost organizată de parohia vecină cimitirului de la Sulzmat, parohia ortodoxă română de la Mulhouse, prin grija părintelui Emil Tancă și a consilierilor și a tuturor credincioșilor care ne-au primit ca în fiecare an. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie într-o capelă foarte apropiată de cimitir, unde am aflat de curând toți soldații români care au murit în această zonă a Sulzmatului erau depuși înainte să fie înmormântați. Deci, în loc sau înainte de a face, de a săvârși slujba parastasului, am săvârșit acolo, în acea bisericuță care i-a primit pe sutele de soldați români, am săvârșit și Sfânta Liturghie și am pomenit și acolo. Aș vrea doar să adaug că aici odihnesc 687 de soldați din cei peste 2000 care au murit în Alsacia și Lorena în prima parte a anului 1917. Dumnezeu să-i odihnească pe toți, și pe cei de aici de la Sulzmat, și pe cei din cimitirele Agno și Dieuze.